Tot mai multe persoane din Prahova doresc să devină asistenți maternali. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova a început anul trecut un proiect prin care urmărește angajarea eșalonat a unui număr de 196 de asistenți maternali. Există cereri, chiar anul acesta ne bucurăm, am primit chiar mai multe cereri decât anul trecut când s-a lansat proiectul, deși noi asistenți maternali în direcție avem 400 de asistenți maternali de aproape 15-16 ani, deci e o profesie veche, cu vechime. Anul ăsta cererile sunt mult mai multe și pentru că direcția a adus o campanie susținută pentru a se cunoaște în rândul populației această meserie, dar cred că și asistenții maternali care sunt deja angajații noștri au vorbit despre această meserie și altora pe care ei îi cunosc, pentru că am observat că sunt deja zone unde oamenii vin, cetățenii acelor zone vin să depună cereri și chiar avem o rețea de asistență maternală în anumite zone ale județului, în special în mediul rural. Cele mai multe solicitări au provenit din Măneciu, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure și Câmpina. În schimb, la nivelul municipiului Ploiești, anul acesta s-a înregistrat o singură cerere. Surprinzător, nu doar femeile sunt interesate de această meserie. Există și bărbați care sunt asistenți maternali. Persoana care vrea să ocupe acest post trebuie să depună o cerere la DGASPC Prahova sau la primăria de domiciliu. După care, cel interesat este evaluat social și psihologic și trebuie să prezinte un certificat că nu are cazier și o adeverință de la medic că este clinic sănătos. Iar la final, după ce s-au parcurs etapele de evaluare, se trece printr-o perioadă de pregătire teoretică și practică, care durează 2 săptămâni și este obligatorie, și se concretizează printr-un examen, probă teoretică și probă practică. Cine parcurge toate aceste etape și a luat și examenul final, primește propunerea de atestare, iar Comisia pentru Protecția Copilului eliberează atestatul, care îi dă dreptul să ia copii în plasament și să devină asistent maternal. Salariul pe care îl primește un asistent maternal diferă în funcție de vechimea în muncă și de categoria de copii pe care îi primește în plasament. Cel mai mic este în jur de 2000 de lei. La acești bani se adaugă alocația de plasament în valoare de 600 de lei și alocația de stat pentru fiecare copil.